Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius, iar înainte de a începe acest episod aș vrea să vă spun să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă încă nu ați făcut-o, iar la final să le dați un share prietenilor, deoarece pe mine m-ar ajuta foarte, foarte mult. Sau ați putea doar să le ziceți de mine și m-ar ajuta. În fine, după cum vedeți, avem 1500 de diamante și primul lucru pe care vreau să-l fac cu aceste diamante este să cumpăr câteva chestii de la Mystery Shop. Așa că haideți să mergem pe aici, unde avem creiturile și vom lua prima oară niște creituri pentru Predatorii Cobra. 140 de diamante, 20 de creituri e perfect. Tocmai de aceea vom mai lua și pentru XM8. Iar la final vom lua pentru UMP Buyadei. Perfect! Și costumul acesta de la Mystery Shop chiar îmi place. Așa că haideți să ieșim, să mergem la store ca să putem să-l vedem și pe piese. Oh, dar și acest costum arată bine. Și ăsta e un emote de la un event. Nu, nu e așa șmecher. A, urât. Nu mi-arată costumul acela de la Mystery Shop pe bucăți. Atunci mergem pe noroc. Dăm aici 250 de diamante pentru acest bundle și să sperăm că s-a meritat, oricum eu cred că s-a meritat. Și vedeți că am rămas cu 871 de diamante, dar aici la Top Up a fost un event și acum dacă cumpăr diamante primesc cu 30% mai multe. Am văzut că putea să împice și 120%, dar eu nu am avut acest noroc, așa că mi-a picat ceva mic. Dar totuși, 30% e destul de bine. Haideți să ieșim de aici, să mergem la Lac Royal. Și cred că voi da 871 de diamante aici. Poate o să-mi pice pantalonii. Iar apoi, poate voi da diamante din nou la Mystery Shop, dacă e să bag bani cu acel event. Deoarece încă pot cumpăra creituri. Ok, văd că deocamdată nu mi-au picat pantalonii, dăm așa, pentru 13 încerc... Oh my god. Oh, vai, nu e bine deloc. După atâta timp mi-au picat niște pantaloni, dar mi-au picat cei pe fată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de acum voi avea niște șanse foarte mici să-mi pice pantalonii? Sau, nu știu, poate vor crește șansele, nu am idee de ce ar crește, dar cine știe? Prima oară, haideți că o să mergem la Vault, la Crates și vom deschide toate aceste crate-uri. Iar acum avem 240 de Buia Power. Ok, deschidem și pentru Destiny Guardian și avem 393 de Destiny Lightning. Iar pentru Predatorii Cobra, ok, 361 de Venomous Fang-uri. Ieșim de aici și la bundle. Acesta e costumul pe bucăți. Din păcate nu m-am uitat înainte să-i dau open. Asta e. Mergem la weapon, la Evogan și văd că putem să dăm level up la UMP Buyadei. Iar acum am primit un kill effect și un firing effect. E destul de bine. What? Și am rămas cu 0 chestii din astea? Wow! Păi, haideți că ne întoarcem aici. Dăm quick select deoarece nu mă interesează nimic. Dăm confirm. Da, și așa cum mă așteptam, nu-mi pică pantalonii, din păcate. Haideți să mai dăm așa. Da, normal că nu-mi pică pantalonii. Dar dacă continuăm să mai dăm diamante, chestia e că Blue Angelical sunt niște pantaloni foarte rari. Și una e să ai Blue Angelical și alta e să ai niște pantaloni de la un event. Ok, deci 4,44 de euro, haideți să dăm. Bun, și văd că această chestie cu plus 30% mi-a rămas. Atunci voi mai cumpăra o dată de 310 plus 93. Bun, acum avem 1081 de diamante și încă pot să cumpăr 130 de diamante. Dar nu cred că o voi face. Deocamdată, haideți să mai dăm aici niște spinuri și să sperăm că vor pica Blue Angelical, deoarece nu sunt sigur câte diamante aș mai putea să bag. Sau dacă aș mai putea să bag după aceste spinuri. Cel puțin înainte să se termine eventul. Deoarece, ia să vedem, se termină în
5 zile, probabil, nu știu, chiar nu pot să văd. Sau cred că scrie 6. Oricum, știu că pe 1 ianuarie se termină eventul, deci până atunci ar trebui să-mi bag cât de multe diamante pot și să dau cât de multe spinuri pot aici. Oricum, de vreme ce mi-au picat acei blu angelical pe fată, șansele mele să-mi pice din nou sunt destul de mici. Plus că s-ar putea să-mi pice din nou Blue Angelical pe fată. Și o chestie pe care nu înțeleg. Unii au luat Blue Angelical și din 80 de diamante. Atunci de ce alții trebuie să dea mii sau zeci de mii de diamante? Adică nu ar trebui să fie măcar puțin echilibrat acolo? Sau cine știe, poate cei de la Free Fire chiar sunt ceva de genul: hei, ia uite, tipul ăsta bagă diamante și permite să bage multe diamante. Haide să îi dăm pantalonii cât de greu se poate. Oricum, e super nașpa că am dat, cred că, peste 6.000 de diamante și încă nu mi-au picat. Cred că aș fi preferat mai degrabă să fie aici de luat cu pietrele. Deci 5.600 de diamante plus 1.680, 55 de euro, dar e prea mult. Ce e asta? Serios, și ăștia au niște prețuri. Ok, haideți să dăm ultimele spinuri. Așa, și n-am primit nimic. Mai dăm așa și ce am luat? Spunem că... Deci, oh my god, nu-mi vine să cred așa ceva, băieți. I-am luat. Cum i-am luat? Alo, alo, Bill Gates. Alo, îmi asculti microfonul sau ce? Bine, am zis Bill Gates pentru că nu știu cine a făcut Free Fire. Ok, i-am luat. Cum ar fi acum să dau din greșeală get one draw, ha? Cum ar fi? Nu, nu, doamne, m-am speriat acum că poate pica degetul pe acolo. Claim to vault, da? Asta e, da? Pantalonii, claim to vault, confirm. Avem Blue Angelical, băieți, din fucking penultimul spin, deci penultimul spin. Oh, vai, nu pot să cred că i-am luat. Sunt fericit, nervos pentru că am dat atâtea diamante, emoționat pentru că am luat fucking Blue Angelical și am și Blue Angelical și Red Angelical și Turtleneck. Pentru mine astea trei iteme sunt cel mai wow iteme. Bine, asta pe lângă primele elituri, dar nu contează, avem fucking primul elit. Ia uite la mine fucking primul elit, pe să avem Blue Angelical, băieți. Am luat Blue Angelical în sfârșit. Și avem și Blue Angelical și Red Angelical. Ia că sunt curios. Dacă merg aici la Vault, la pantaloni, Blue Angelical și Red Angelical sunt unul lângă altul. Nu, din păcate nu sunt, deoarece Red Angelical i-au băgat la o raritate mai mare, din păcate. Dar asta nu contează, deoarece avem Blue Angelical Pants. Bun, și acum că am Blue Angelical Pants, ce ar trebui să fac? Să mă laud cu ei? Mă întreb câte diamante am dat. Cred că foarte multe. Mi-e groază să mă gândesc la câte diamante am dat. Câți bani am băgat? Sincer, cred că acum, în perioada asta cu Blue Angelical, am băgat mai mulți bani în Free Fire decât am băgat, nu știu, toată luna noiembrie, sincer. Dar nu mai contează, deoarece avem și Blue Angelical, acum stăm liniștiți. Doamne, cât sper să-i rebage peste un an și lumea să se chinuie să facă rost de ei și o să fiu acolo. Ha-ha-ha! Bun, a venit timpul și pentru gameplay și mă voi ghișuca cu costumul Dorian Popa. Deoarece Free Fire și Dorian Popa au făcut o colaborare și am zis, haideți să ne jucăm cu acest costum dacă tot Dorian Popa, care e un personaj destul de popular în România, l-a purtat. Ne uităm repede la moduri de joc și văd că avem Lone Wolf, din păcate, adică asta e tot. Destul de trist, dar în acest caz ne vom juca Clash Squad pe Purgatorii, deoarece nu pot să-mi aduc aminte când am jucat ultima oară pe Purgatorii la Clash Squad. Bun, haideți că vom lăsa echipa așa, vom da start ca să ne dea și cu două persoane random. Și despre ce aș putea să vorbesc acum? Despre cât de nașpa sunt unele firme de curierat, deoarece haideți să vă zic o chestie. Deci eu am dat o comandă și a trebuit să bag două numere de telefon acolo, două numere diferite de telefon. Așa că asta am făcut. Totul bine și frumos, am primit un e-mail cum că comanda mea va fi livrată pe data de nu știu ce.
Și la câteva zile distanță, cei de la care am dat comandă mi-au zis: hei, dă-ne alt număr de telefon că ăștia care îți livrează coletul au zis că nu ai răspuns. Și eu eram, what? După ce că am dat două numere de telefon, adică al meu și al încă unei persoane. Adică nu un număr să zici că poate nu am răspuns, două numere de telefon, acum trebuie să-l dau și pe al treilea și știți care e chestia cea mai amuzantă? Nici măcar nu m-au sunat sau nu am primit un mesaj de la firma de curierat. Pur și simplu m-am trezit că mi-au zis, mai dă-ne un număr de telefon. Și le-am răspuns, dar ei nu au răspuns înapoi și am citit cum că va fi vacanță pentru ei până pe 3 ianuarie. Deci eu până pe 3 ianuarie nu voi putea lua coletul din cauză că cei de la firma de curierat vor să-mi fure hainele, bănuiesc. Adică au zis că nu am răspuns la telefon, ce-i asta? Oh, vai, ce i-am terminat aici. 4 kill-uri, haideți că e bine, băieți. Na, acum că mi-am ușurat puțin sufletul, spunându-vă povestea asta, despre ce aș mai putea să vă zic? Despre faptul că e posibil să am media 9.50 și să iau bursă, ceea ce ar fi super tare. Și e chiar bine, deoarece sunt niște bani în plus pe care pot să-i folosesc, nu știu, pentru a dezvolta acest canal de YouTube, de exemplu. Aoleo, credeți că o să mor? Nu! Super! Fără glual. Nu pune glual acolo, bun, bravo. Sincer, m-am speriat puțin că va pune un glul și după aia nu voi putea să îi omor. Ia, haideți să stăm pe aici. Super! Nici măcar nu a încercat să tragă în mine și nu înțeleg de ce. Deci acum ne vom lua o armură mai bună și atâta. Văd că Palist și celălalt tip nu au făcut aproape nimica. Și ne batem cu Daria, Andrei și încă două persoane random, care probabil nu sunt români. Acum trebuie să mă gândesc despre ce alte subiecte aș putea să vorbesc. Ok, haideți să tragem în tipa aia, super. Răzvan, știi tu cumva unde e ultima persoană în viață? Ok, știu eu unde e, este chiar acolo. Ce armă nașpa e asta? Mai bine trăgeam cu UMP-ul. Sincer, M4A1 a devenit o armă foarte proastă. Nu știu de ce, dar pur și simplu nu mai place. Prefer un UMP pentru distanță decât un M4. Ok, ne-am luat AN-ul, super. A, și dacă câștigăm și runda asta, gata. Am câștigat totul, super. Văd că am dat 1800 damage cu 10 kill-uri și Răzvan a dat 1700 damage, dar are doar 3 kill-uri. Poate am furat, poate nu. Ok, hai că aproape m-au bătut. Dar tot noi îi batem la final. Cine ești și de ce vrei să mă omori pe mine, de ce nu pe el? Și din nou căutăm ultima persoană rămasă în viață, nu? Nici nu trebuie să o căutăm, deoarece a murit. Păi e bine, am făcut un buia destul de rapid, dacă e să mă întrebați pe mine. Și v-am mai spus ce m-a mai deranjat pe mine în viața mea. Adică chestia asta cu coletul, mi se pare o nesimțire să zici că m-ai sunat și că nu am răspuns, chiar pe două numere de telefon, adică despre ce vorbim aici. Nu știu, poate mi-au pierdut coletul și vor să se scoată. În fine, văd că am făcut 11 kill-uri, un assist și am dat 2600 damage, chiar îmi place, și a dat 2442 damage Răzvan, a făcut 5 kill-uri. Și este Early Bird, iar eu sunt Chain Killer. Îl avem și pe tipul ăsta Peacemaker și tipul ăsta e tot Peacemaker. Păi, a fost un match foarte frumos, un episod foarte frumos, deoarece am și luat Blue Angelical și abia aștept să-l postez pe YouTube. Oricum, dacă v-a plăcut episodul acesta foarte frumos, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă încă nu ați făcut-o pentru a primi notificări când postez ceva nou sau fac un live. Iar la final să le dați un share prietenilor sau să le ziceți de mine pentru a crește acest canal de YouTube cât mai mult. Acestea fiind spuse, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!